Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu italarea pentru cei cu soare, Luna, venus, ascendent în Capricorn pentru octombrie. aici sunt în ce stau, să aprind, să reaprind bețișorul. Ok, deci Capricorn pentru octombrie 2019, dar evident că italarea poate să fi să fi început să se manifeste sau să se manifeste luna viitoare. Nu, nu luați lucrurile chiar atât de strict. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut la un moment dat patru de monede sărind invers și cred că unii ieșiți din niște tipare sau cel puțin încercați că reprezintă semn de pământ, da? Probabil că pe unii dintre voi ar putea să vă reprezinte, da? Ar încercați să ieșiți din niște tipare, din niște șabloane, eventual impuse de familie, de societate. Sau, poate chiar impuse de voi, de teamă, de, eu știu, ce, din ce motive. Acum, înainte să amestec cărțile și să, să fac etalare. vreau să vă arăt ce mai apărut. Șapte de băte. Puteți fi voi, poate un alt. Poate să fie o altă persoană cu marcaș pe foc mai mult sau mai puțin. Eu cred că sunteți voi. Dacă e altcineva, voi știți. Eu cred că sunteți voi care trebuie să vă luptați într-un context, la locul de muncă sau într-o situație în care trebuie să vă păstrați poziția. Interesant este că la capătul acestei set de cărți aveți un nou de băte. Iar cineva care se blochează sau pune niște ziduri în jurul său. Din niște motive. Probabil că a avut de suferit și nu vrea să se deschidă față de oricine. În spate există și un op de cupe. Poate să fie un semn de apă care se detașează de această situație blocantă. Sau puteți fi voi foarte ușor, care încercați să vă detașați emoțional și să vă blocați inimioara. Eu știu, să fiți mai puțin sentimentali într-o privință, mai puțin emoțional. Cam așa au tendința unii capricorn să fie, da? Ca să manifestați acest rege de, de băte, să manifestați un control, să vă ridicați profesional, social și cum o mai fi. Am amestecat încă o dată cărțile să și tai. Soare, lună, Venus ascendent în Capricorn. Octombrie, Octombrie 2019. Ia uite. Okay. Central. Ce aveți? Cavalerul de monede. Bănuiesc că sunteți voi, pentru că e semn de pământ. Poate să fie alt semn de pământ, dar eu zic că sunteți voi, pentru că cam așa arătați voi. Sunteți tacticoși în ceea ce aveți de făcut. Vă luați timp, de multe ori prea mult timp. Poate să fie un proiect, poate să fie o relație, pe care, da, o doriți, vă doriți stabilitate în acea relație, în acel proiect. Dar pașii pe care îi faceți în această privință sunt foarte mici. Aveți grijă să nu plictisiți persoanele cu care colaborați sau față de care vreți să vă apropiați. Poate ei sunt mai rapizi și vor să manifeste lucrurile un pic mai iute decât aveți voi tendința. Știu că sunteți precauți, organizați. V-am zis, chiar dacă e vorba de relație, chiar dacă e vorba de profesie. Trebuie să fiți organizați, să studiați, pentru că vreți să nu fiți refuzați, vreți ca această ofertă să fie primită. Dar, uneori, prea multă precauție, prea multă. Haideți să vedem ce provoacă. Ia uite, valetul de bute. Iar o persoană în semn de foc, mai mult sau mai puțin. O să fie niște mesaje și valeții și cavalerii au tendința să vină cu mesaje. Dar mai degrabă, valetul de bute ar reprezenta eventual această nevoie de comunicare. Poate să fie o persoană mai tânără pentru unii dintre voi, poate să fie un copil, să pur și simplu este un proiect inovativ, creativ, care ne vă. Da, e interesant m-am spus și mai devreme, da cred că am spus dacă nu s-a dedus sunteți prea precauți într-un proiect, repet, poate să fie și o relație, prea studiați prea vă uitați la fiecare pas, fiecare gest provocarea este să fiți un pic mai creativ. este în general acel square cuadratură care se face între capricorn și berbec, nu musai că aveți musai pe cineva în berbec e cuadratura aceea care necesită un pic de îndrăzneală, de, de creativitate în materializarea unei situații. Repede de câte ori pot, poate să fie profesională, poate să fie sentimentală, de orice fel ar fi. Mai multă îndrăzneală. Pentru că valetul de bute e, e destul de îndrăzneț. Valeții sunt și începuturi care se manifestă deja în 3D față de as care se manifestă în, în 5, deja valesie se manifestă în 3. Cofi început de relație, repede cât ori pot, ca să înțelegeți, cofi proiect, începe să se materializeze, dar provocarea este să ieșiți în această precauție, cum a fost și patru de bâte despre care am, uh, nu de de monede, despre care am vorbit mai devreme, cei 7 și 9 de În trecutul îndepărtat, regele de băte. Ați semn de, de foc. Iar apare semnul de foc. Regele de băte este un conducător, este un lider. Poate aveți un tată, un om care v-a inspirat în trecut să manifestați această poziție și voi dacă sunteți mai tinerei încercați dar cum am spus provocarea este să fiți un pic mai încrezători nu atât de, de încetini nei poate unii dintre voi ați fost într-o poziție de conducere vom vedea cum se așează cărțile cine reprezintă și ce reprezintă acest rege de bute. Că sunteți voi întrecut într-o poziție de conducere și acum încercați un nou proiect, o nouă afacere, o nouă relație. Voi știți că este un om la locul de muncă, un șef, un tată, o persoană apropiată care v-a inspirat. Iar, tot voi știți, dar deocamdată aceste energii sunt mai tinere decât regele de bătea. În trecutul apropiat, șase de monede, iar bâte și monede. Ați încercat să echilibrați. Poate să colaborați cu ei, dacă este o altă persoană. Și totuși, într-un fel sau altul, a existat un trio. Poate unii dintre voi, în ultima vreme, ați așteptat un soi de dar de bani, de susținere, de... Ca cineva să investească în voi sau în proiectul vostru. Probabil acest cavaler de, de monede pentru unii dintre voi poate să fie o altă persoană care vine să investească în această situație și să vă echilibreze profesional, financiar, dar repet. Chiar dacă vine să vă susțină, trebuie să fiți un pic creativi și să îndrăzniți. Ia uite, a apărut iar 4 de monede. În viitorul îndepărtat, încercați să vă mențineți echilibru financiar, în mod special. Cred că unii dintre voi aveți niște problemuțe financiare. Este similar cu păratul, varianta 3D, varianta aceea mai tânără, o persoană care își, uh, încearcă să se controleze, ține la bani. Haideți să vedem viitor apropiat. Oh, ce frumos, ce frumos! Magicianul, că este un geamăn, că este o fecioară, că este un berbec, că sunteți voi prima zodie, da? Prima zodie, adică cei născuți prin ianuarie, nu contează, poate să fie orice altă zodie, poate să fie și balanță, că tot văd aici o balanță, poate să fie și, eu știu, și pești, nu contează, absolut nu contează. Este nevoia de a manifesta, am spus mai devreme, cineva vrea să înceapă ceva nou, o relație, dar să înceapă practic o relație, un proiect. Este o energie, în mod special, că se manifestă printr-o persoană, că o manifestați voi. Iar de la, variază de la unul la altul. Dar este o energie care arată că cineva are toate resursele să manifeste ceva nou, o etapă nouă în viața lor. Și dacă începeți acest proiect, luați, eu știu, vă adunați resursele și începeți acest proiect, Va trebui o perioadă în viitorul îndepărtat să țineți un picuț mai mult la bani, eventual la niște reguli. Hmm. Interesant. Sfatul este să renunțați la niște responsabilități. 10 de bute. La niște griji. Cofi în familie, c -o fi un job pe care trebuie să-l lăsați ca să eventual să deveniți independenți. Iar variază de la unul la altul. Dacă este un semn de foc cu care relaționați, să aveți voi planete în semn de foc și atunci manifestați această energie, sunteți chemați să renunțați la niște responsabilități. 10 încheiere de ciclu, dar chiar e încheiere, nu e nouă. E... Da. Acesta este sfatul. Oh, ce frumos! Exterior, regele de cupe. Să știți că și regele, și orice figură masculină poate să reprezinte și o femeie. O femeie matură. În general, regii sunt înspre 45 de ani, dar chiar dacă nu are vârsta aceasta, are maturitatea acestei vârste. Regele de cupe se controlează emoțional este deasupra oceanului de emoții, da? Și să nu uitați, pentru că este o energie exterioară. Repede câte ori pot, nu este obligatoriu să fie semn de apă, pește, rac, scorpion, dar poate a să aibă acolo planete sau să manifeste această autoritate. Creativ, emoțional, dar controlați. Controlați. spre deosebire, un alt fel de control, spre deosebire de patru de monede care e foarte crispat. Acest om e oarecum degajat. Își studiază oceanul, îl cunoaște, da? Și reușește să plutească deasupra lui. Și să și împărtășească câte un pic, cât ocupă, cui trebuie, când trebuie, da? Foarte înțelept și creativ. Poate vă ajută. Pentru că Pământul e foarte frumos, în sfârșit, e o, un, o carte care arată cupe, în afară de Magician. Pentru că Pământul are nevoie de apă, ca să fie fertil, ca să fie creativ. De ce vă este frică? Wow, de lumea. Eventual să încheiați un ciclu sau să începeți un nou capitol în viața voastră. Da, aveți cel puțin două cărți care arată începutul, evident, le vedeți și voi. Și valetul de băte și magicianul sau manifestorul și chiar cavalerul. Într-un fel sau, sau altul arată un început, o ofertă de bani, un cadou. Vă este teamă, eventual pentru unii dintre voi, lumea Asta e pentru mine. Așa văd eu lumea. Elecția pozitivă a lui Saturn. Voi sunteți guvernați de Saturn. Poate vă este teamă. Of, oh, da. Unii poate aveți un examen de dat și nu știți dacă îl veți încheia cu bine. Îl veți lua. Vreun master, doctorat sau vreun interviu. Da? Cu acest șef. Ca să puteți manifesta un nou început profesional. Pentru alții poate să fie sentimental, evident. Repet că poate uitați și eu știu cum interpretați. Dar este în poziția temerilor. Oh, ce frumos! Ce vă doriți? Îndragostiți! Dacă nu vă doriți să vă îndrăgostiți, pentru cei care sunteți concentrați pe latura voastră profesională, vă doriți o colaborare foarte bună, da? Că aveți aici ajutor de bani, cineva vine, da? Aveți și magicianul, da? O colaborare foarte bună. Poate cu acest rege de cupe, că este exterior, Dacă e o situație sentimentală, evident că vă gândiți la cineva, vă doriți o persoană care să vă completeze, dar pe toate planurile, nu doar emoțional, nu doar fizic, pentru că aici există și atracție, da? Valetul de debute manifestă și această energie sexuală, să zic, într-un fel sau altul. Deci nu vă doriți doar atât vă doriți o relație foarte profundă cu cineva pe care să iubiți profund, care să vă simtă emoțional, chiar dacă voi nu arătați că sunteți semne de pământ. Și cu care puteți împărtăși și niște o chimie deosebită, vă doriți cam totul de la această relație. Și pentru cei care totuși au un exercițiu spiritual și au lucrat cu, cu ei înșiși, vă doriți nevoia unei de a fi într-o relație cu sufletul vostru pereche și cerca să nu minimalizați acest aceast termen. O relație ghidată de, de îngeri, de divinitate. Și acum întrerup un pic această etalare ca să vă arăt mesajul de la îngeri, pentru că se leagă. Pe 2, 31, poate, pe 31, încheiere de lună 1, da, lume, încheiere, da. Poate se va întâmpla ceva, nu știu, dar aici aveți o carte, sfat de la îngeri. Dragostea face diferența. Dragostea ajută să vindecați. Rănile trecutului asigură o senzație de stabilitate, stabilitate asigură, da, un schimb reciproc, egal între parteneri și o senzație de hm. echilibru. Aici este o femeie, poate unii aveți de-a face cu o femeie care comunică, despre idealurile sale, regele de cupe, poate în poate cu marcaș pe gemeni, ca aveți și aici gemeni, Marcaș, nu neapărat să facă să fie Zodia Geminul dar să aibă un marcaj, nodul unor planete, dar nu contează. Pentru că ea comunică, după cum vedeți. Dar despre ce vă comunică, despre ideal. Nevoia de a manifesta, iar avem și un rege de cupe care totuși are un tram de idealism, lumea care reprezintă o lecție învățată, idealul ei de a fi într-o relație echilibrată, liniștită, posibil cu voi. Că sunteți voi care comunicați, că sunt ei, variază de la unii la alții, că sunteți mulți, da? Și mi se pare că se leagă, îndrăgostiți cu această carte, care înseamnă dragostea face diferența. Vă doriți această persoană care vă arată că într-adevăr, dacă ceilalți au fost conexiuni pentru bani, pentru sex, există o persoană care face diferența. Ce reușiți să împliniți? O, oh, 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 sunteți voi! Vedeți? Vă este frică încă sunteți în frică, da. Diavolul reprezintă foarte te Reprezintă ego. Și ego nu înseamnă musai, o mândrie absurdă. Înseamnă și frică. Patru de, de, de monede arată frica de a vă deschide. Nevoia de a vă controla și de a-i controla pe ceilalți. Și din acest motiv apare lumea, lumea în poziția temerilor. Nu sunteți deschiși să ieșiți din acest cerc Poate un cerc vicios din trecut. Că văd că și aveți multe monede, bani, multe băte care pot reprezenta sexul, da? O energie sexuală. Diavol. Deocamdată sunteți voi care vă luptați eventual. Hm. Să, să ieșiți din niște lanțuri mentale, emoționale, niște tipare. Da, v-am zis nevoia de a-i controla pe ceilalți, într-un fel sau altul. Și asta se manifestă prin felul vostru de a fi, evident. Hm. Din cauza asta, există cineva care stă și regretă. Poate vă regretă pe voi că stați să vă gândiți la un trio din trecut și nu vedeți această posibilitate, sufletele, sufletele perechi, vă doriți, dar totuși nu puteți să manifestați, cum ați, ați apărut, v-a apărut mai devreme manifestul pentru că încă unii dintre voi mai aveți ceva de lucrat. Puteți să vă supărați, dar așa arată cărțile. Să știți că lucrul acesta cu noi înșine poate să dureze și ani de zile. Ia uitați! Pentru unii poate să fie o fecioară, că aveți și magicianul și eremitul, sau da, sunteți chemați să intrați un pic într-o perioadă, unii. Sau intră ei. Într-o perioadă de singurătate, dar o singurătate impusă, tocmai ca să evoluați spiritual, că Eremitul ce face? E un soi de călugăr de, de așcet care se duce și se autoanalizează, încearcă să înțeleagă de ce experimentează aceste, aceste frici, acest întuneric, ia și apoi schimbați, dar mai durează. Poate în octombrie, la sfârșit, vom vedea că e roata norocului, ia uite, și totuși apare un nouă de cupe, satisfacții emoționale, cu un semn de apă, mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu. Dar mai încolo, la capătul acestui set de cărți aveți o ofertă emoțională. Cineva tot încearcă să vină. Poate e aceeași persoană, poate a cineva, da, să vă ofere mesaje emoționale sau pur și simplu această relație emoțională vindecătoare sau, eu știu, cât o fi de corect, acum nu mai stau să mă analizez. O, o relație frumoasă. Pentru că v-am zis, aveți nevoie de apă. Posibil pentru unii la locul de muncă, dacă nu la locul de muncă, Cineva care vrea să ruc, ruc, puf, lucreze cu voi și încă vă așteaptă. Poate un rac pentru unii. Da. Vă oferă, vă oferă iar valetul. Și ar putea să vă ofere echilibru. Ia o femeie poate să fie o femeie, mai mult sau mai puțin un bărbat independent? Posibil, posibil. Da, tot încearcă să vorbească. Tot încearcă să vorbească. Dar pentru alții poate să fie, am zis că e la locul de muncă? sau încearcă această ofertă emoțională să vă inspire, să vă hrănească această natură materialistă, pământeana voastră, să vă mai umezească un pic o inimioară, poate prea uscată de, de, de griji și de grija pentru stabilitate, pentru banii. Și în momentul în care vă, vă, vă hrănește emoțional, puteți să mergeți mai departe. Poate să fie doar energie, da? Și puteți să începeți un nou proiect. Sau să studiați o chestiune și să vă aducă echilibru. Hm. Și echilibru ăsta este întotdeauna. Să țineți minte, când apare de diavolu apar cel puțin două cărți. Cel puțin una sau două. În cazul acesta a apărut echilibru. JUPITER Săgetătorul, varianta bună, este cam singurul care reușește să se opună acestui diavol, și asta înseamnă lucru cu energiile voastre. Haideți să vedem. Energia sexuală dintre voi. oh cineva a vrut să controleze mental, să domine. Nu, nu, să ai fizic. Chiar dacă avem niște cărți cu tentă sexuală, ia uite. Într-un mod neașteptat, poate a fost un trio în viața cuiva. Eu știu, dar există nevoia de a domina. Hm. Ia, Capricorn. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Capricorn octombrie 2019. Ce vă doriți voi? De ce vă este frică? Ce își doresc ei? De ce le este frică? așa, să vedem. Poate să n-aibă legătură cu crucea. Ce vă doriți voi? Of, cavalerul care a mai apărut? Cavalerul nu a fost valetul și regele. Cavalerul de băte. Hmm. Și aici 6 a mai fost. 6 de monede. Ei. De ce vă este teamă? O, oh, de trio. A fost un trio. Că ei știu că știți doar voi, a fost un trio la un moment dat. O! Oh. Oh, oh, oh. Și aici, Marea Preoteasă, de niște secrete. Hmm. În primul rând, a existat un trio și probabil că n-ați putut manifesta, magicianul care a apărut mai devreme, o nouă relație cu cineva, pentru că. Pentru unii ați fost într-o relație. Că ei știu că doar au intuit: că avem aici intuiție și un semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau o persoană cu o intuiție destul de bună. În general, femeile au intuiția mai, eu știu, activă decât bărbații. Dacă aici este latura feminină, probabil că ai intuit că nu puteți intra într-o relație cu ea pentru că totuși aveți pe cineva într-un fel sau altul, sau încă lucrați la despărțirea de această persoană sau să vă vindecați. Hm. Chiar dacă vă doriți o legătură pasională, să-i duceți, să experimentați anumite lucruri frumoase, să-i duceți, să călătoriți, e destul de jupiteriană energia. Nu știu cât ați manifestat pentru că ați avut în suflet ascuns această dezamăgire. Hmm. Ei, între timp, au așteptat. Poate că și acum vă așteaptă. Hmm. Iar, pare aici o, 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 să fie energia feminină, să vorbesc acum despre o femeie care vă așteaptă cu răbdare, să monede nu e obligatoriu să fie semn de pământ probabil că semnul de pământ vă reprezintă pe voi, vă așteaptă pe voi cu răbdare, aproape gata, aproape dezbrăcate da? Ia uite, așteaptă bărbatul să vină aici sunteți voi unii dintre voi, probabil vă așteaptă de prin iunie sau de șase luni de zile hm. și totuși teama lor este poate stau de vorbă cu cineva foarte intuitiv și și au înțeles, înțeles într-un fel sau altul că e posibil să aveți acest trei de, de spade în viața voastră. Dacă nu stau de vorbă cu cineva de genul ăsta, v-am zis, intuiția lor le-a spus că există totuși un secret în viața voastră care v-a blocat patru, așa, emoțional, patru de monede, da? va a blocat într-un fel să vă deschideți față de ei. Pentru că trebuia să vă vindecați. A apărut uh, și eremitul și temperanța. Hm? Vedeți? Nu știu pentru cine vorbesc, dar pentru cineva acum tot trebuie să fie un mesaj. Vai, ce frumos! La capătul acestui set de cărți există 3 de monede. Nevoia de a comunica. Ce frumos, vai, și de a începe o nouă relație pasională după ce cineva a pus blocaje nou. de bute a fost și la început, da? Și 10, Partea masculină ar fi vrut și totuși nu s-a deschis. Ea tot a încercat să facă, să-i să dea de înțeles, domnul, eu te doresc, simt că mă dorești și tu și totuși el nu s-a deschis din niște motive. Dar existat această dorință de un nou început, de a fuziona unul cu celălalt, de a colabora trei de monede, într-un mod practic, pasional, probabil, repet, partea feminină, într-un fel sau altul, e într-o poziție un pic mai mai bună decât partea masculină, e ca un premiu pentru el, dacă reușește să o aibă. Dar mai are de lucru el. Posibil era avut un trio la locul de muncă. Posibil pentru unii. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu capricorn, soarele... Astăzi sunt un pic mai mă și eu. Soare, lună, Venus, ascendent în Capricorn, octombrie 2019. Vă doresc dragoste, pace! Creștere spirituală, vă pup, îmi pare rău de întârziere. Știți că vă iubesc și că vă apreciez. Numai bine, pe curând!